Și m-au pus timp de 2 luni de zile sortez gunoiul. Păi tata patron ce putea să-mi pună Rolex-ul la mână, da, să dea cheie de la mașină? Nu merge. Și sortam gunoiul. Pe atunci gunoiul nu se recicla ca astăzi. Da. Venea de la bucătărie, îți răspunea sacul și tu trebuia să alegi mâncarea într-o parte, că o dădeam la o fermă de porci în afumați, mâncarea de o parte, plasticul, hârtiile într-o parte și asta făceai cu mâinile goale. Normele de igienă nu erau prea. Și la un moment dat m-am dus în, intrând în restaurant, am intrat și am mâncat o bucățică de carne dintr-o farfurie, rămasă de la un client, mai mult ca sigur. Un ciosvârt așa de carne, am luat din partea netăiată, pentru că mi-era foame și mi-era rușine să cer. Și trece un chelner din ăsta mai cu ștaif, așa mai trecut de primăvara vieții și zice, ia uite și pe ăsta. Tai că sunt patron la restaurant și mănâncă din resturile clienților.